Bună seara! Așa cum știți, astăzi Parlamentul României și-a exercitat dreptul constituțional de a discuta și de a vota suspendarea președintelui României, domnul Traian Băsescu. Decizia Parlamentului este cunoscută. O majoritate clară, peste două treimi din cei care și-au exprimat votul, a decis suspendarea președintelui și, în consecință, prin hotărârea aceluiași Parlament, a Camerelor Reunite, s-a convocat pentru data de 29 iulie referendumul prin care cetățenii români cu drept de vot sunt chemați să voteze pentru sau împotriva demiterii președintelui. Înainte de toate, doresc să transmit un mesaj tuturor cetățenilor români. Astăzi, deși a fost o zi tensionată, precum toate cele din urmă, s-a întâmplat un lucru normal și s-a întâmplat un lucru care dovedește că funcționarea statului de drept, a structurilor democratice ale statului român, e o certitudine. Dreptul Parlamentului, prevăzut în Constituție de a lua o asemenea decizie, nu a fost contestat de nimeni, nu a fost contestat nici de către președintele suspendat, domnul Traian Băsescu, și odată cu această decizie și desigur cu referendumul care va avea loc, democrația din România și statul de drept din România dau o probă de maturitate. În al doilea rând, încă o dată și în calitate de președinte interimar, după ce Curtea Constituțională va lua act și va consacra oficial și formal decizia de azi a Parlamentului, doresc să reafirm și să garantez și atașamentul meu personal și atașamentul tuturor parlamentarilor Uniunii Social-Liberale și al celor care au votat astăzi pentru suspendare față de valorile și instituțiile statului de drept, față de necesitatea funcționării ireproșabile a tuturor instituțiilor prevăzute în Constituție, față de o justiție independentă, scoasă complet de sub influența factorului politic. Instituții fundamentale, cum ar fi Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul General, Departamentul Național Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Serviciile Speciale, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Justiția, în ansamblul instituțiilor sale, toate acestea vor avea o funcționare corectă, nu se va exercita niciun fel de presiune politică asupra lor și așa cum astăzi Parlamentul României și-a spus cuvântul în cadrul separației și echilibrului puterilor în stat, toate aceste instituții vor trebui să funcționeze și vor funcționa în conformitate cu spiritul și cu litera Constituției. Fac un apel la toți cetățenii români și la toate instituțiile statului român să-și desfășoare activitatea normal, să contribuie la desfășurarea campaniei electorale și referendumului din 29 iulie în condiții normale, în condițiile unui stat democratic, pe deplin, membru al Uniunii Europene, așa cum România este și trebuie să fie. Îl invit pe primul ministru să vi se adreseze de asemenea și după aceea, dacă există câteva întrebări, eu cel puțin vă stau la dispoziție. Bună seara! Aș dori în calitatea mea de prim-ministru să garantez sprijinul total al Guvernului României pentru președintele interimar și pentru declarația pe care a făcut-o în aceste momente. Voi sprijini în calitate de prim-ministru efortul președintelui interimar de a garanta în totalitate independența și buna funcționare a instituțiilor statului, Curtea Constituțională a României, toate instanțele, parchetele, agențiile,
importante de combatere a corupției, serviciile de informații ale statului, iar președintele interimar va avea din partea guvernului o garanție și un sprijin constant în acest sens. În plus, față de aceste atribuții constituționale pe care președintele interimar le va exercita în continuare, Guvernul României are obligația și va căuta sprijinul președintelui interimar, al Parlamentului, al tuturor instituțiilor statului, de a asigura îndeplinirea tuturor obligațiilor care revin României în baza acordurilor cu instituțiile financiare internaționale și tuturor obligațiilor pe care le avem în baza mecanismului de cooperare și verificare instituit de către Comisia Europeană. În plus, începând din acest moment, săptămâna viitoare, în săptămânile următoare, voi face toate eforturile care țin de guvern pentru a explica prietenilor și partenerilor noștri europeni și internaționali că România funcționează ca stat de drept, că astăzi voința Parlamentului a fost exprimată în mod constituțional și să garantez că pe 29 iulie referendumul va fi organizat corect, imparțial și voința românilor va fi respectată în totalitate. Este extrem de important și am considerat legitime îngrijorările partenerilor noștri și este extrem de important să dovedim pas cu pas că acuzațiile care au fost aduse României ca țară de către, sau mă rog, de cei implicați în această bătălie politică, nu se confirmă. Sunt de asemenea dispus să solicit președintelui interimar sprijinul pentru a îndrepta orice fel de normă care va fi considerată că nu îndeplinește toate standardele europene care au făcut posibilă integrarea României în Uniunea Europeană. Este cazul să asigurăm stabilitate, predictibilitate, să explicăm că nu există niciun alt arbitru deasupra poporului român și că împreună cu președintele interimar, Guvernul României va asigura buna funcționare a României și respectarea tuturor obligațiilor pe care noi le avem față de partenerii noștri. Au fost acuzații dure date până în momentul votului Parlamentului. Îmi doresc și fac un apel la cei care vor fi implicați în campania pentru referendum să înțeleagă că bătălia politică și acuzele între forțele politice nu pot fi făcute în detrimentul interesului nostru național, că indiferent ce va decide poporul român pe 29 iulie, avem obligația să respectăm această decizie și să ne gândim la viitorul României. Cred și îmi doresc să cred că armele folosite până astăzi seară țin de trecutul României, de un mod primitiv de a duce bătălia politică și că după ce Parlamentul s-a pronunțat în mod constituțional cu o majoritate covârșitoare, trebuie să încercăm să revenim la ceea ce înseamnă normalitate și la ceea ce înseamnă o țară în care putem să trăim cu toții, indiferent de opiniile politice care eventual ne despart. Îl voi sprijini pe președintele interimar pe toată durata mandatului său și, evident, sper să-l pot sprijini pe durata mandatului său de președinte. Dacă aveți întrebări, suntem gata să vă răspundem, condiția să nu fie foarte multe, pentru că sunt în continuare multe proceduri. Vreau doar un singur lucru să vă anunț că mâine dimineață, la ora 9, vom avea o ședință de guvern pentru a lua imediat toate măsurile necesare pentru organizarea referendumului. E vorba de măsuri tehnice. Ați văzut și cred că s-a apreciat acest lucru că pe 10 iunie acest guvern a organizat alegerile locale într-un mod ireproșabil. Vreau să fie la fel organizat referendumul și singurul rezultat să fie cel decis de către oameni. Vă rog. Pentru domnul președinte, pe perioada mandatului interimar, veți avea sediul la Senat sau
Perioada mandatului interimar voi proceda așa cum cred că este obligat să procedeze orice om responsabil de această condiție a unui președinte interimar. Așa cum spuneam, fac deosebirea și o voi face evident pe toată această perioadă între un președinte ales și un președinte interimar. Practic, conform prevederilor constituționale, președintele Senatului îndeplinește atribuțiile președintelui României fără a fi, propriu-zis, cu toată greutatea cuvântului, președinte al României. Sunt conștient de acest lucru. Voi căuta, o spun de acum, să limitez la minimum chiar folosirea prerogativelor prevăzute în Constituție pentru condiția de președinte interimar, pentru că, din punctul meu de vedere, până la 29 iulie, până când poporul român, până la urmă, își va spune cuvântul, nu avem o situație definitivă. Și ca atare, exact ceea ce prescrie Constituția și legea, aia se va face. În funcție de aceste lucruri, cred că locul în care se va exercita această datorire, până la urmă, publică, nu are importanță. Presupun că este vorba de Cotroceni. Așa s-a întâmplat și nu se poate în fond altfel, pentru că, imaginându-ne că în agenda din această perioadă a președintelui României este, să spunem, întâlnirea sau primirea unui șef de stat, asta se poate face doar la Cotroceni. Și de altfel e normal. Nu am însă niciun fel de nerăbdare, așa cum credeau unii, să dau buzna acolo. Voi face, cum spuneam, cu responsabilitate și discreție, tot ceea ce trebuie făcut până în 29 iulie, în această situație de interimat. Am o întrebare pentru dumneavoastră și o altă pentru președinte Victor Ponta. Spuneți-mi, vă rog frumos, că vă așteptați la o bătălie în aceste 3 săptămâni cu Traian Băsescu, în condițiile în care mai puțin de o jumătate de oră a restabilit o conferință de presă și a sesizat deja CCR-ul pentru ce s-a întâmplat astăzi în plen. Și pentru premierul Victor Ponta, în această seară la universitate s-au strâns câteva mii de oameni, au scandat, sunt foarte fericiți. Aveți de gând la nivelul liderilor USD, USL, să mergeți acolo, să vorbiți cu oamenii? Da, în legătură cu bătălia, apreciez că orice campanie electorală, inclusiv un referendum de demitere președintelui României, este o bătălie electorală și cred că domnul Traian Băsescu a și anunțat că va da această bătălie, ceea ce este foarte normal. Nu știu despre ce sesizare este vorba. Eu am încercat în calitate de președinte de ședință al Camerelor Reunite astăzi să procedez cât mai regulamentar, cât mai corect. Aș vrea încă o dată să le mulțumesc public tuturor parlamentarilor prezenți la ședință și sub acest aspect mai ales parlamentarilor inițiatori ai suspendării pentru comportamentul lor foarte, foarte civilizat. Președintele a luat cuvântul de câte ori a dorit, nu a fost limitat în timp, nu a fost întrerupt de vociferări sau, cum se mai întâmplă altădată, au fost prezenți în sală parlamentari inițiatori. Cred că s-a tratat de la un cap la altul toată această procedură, într-un mod civilizat și, înainte de toate, constituțional. N-am reținut, în afară de obiecții minore procedurale, chestiuni de fond care să fi pus în discuție constituționalitatea, legalitatea acestor ședințe. Nu, n-aș vrea să mă pronunț pe ceva ce îmi povestiți, cu toate că dau tot creditul povestirilor dumneavoastră. Vom vedea despre ce e vorba și, până la urmă, Curtea Constituțională e cea care va trebui să pronunțe și nu eu. Bun. Eu am zâmbit pentru că, în urmă cu exact o săptămână, m-am aflat în fața judecătorilor Curții Constituționale și am susținut, bănesc că există o stenogramă, faptul că președintele, dacă are un conflict, îl are cu Parlamentul, nu cu Guvernul. Și atunci președintele a spus că are un conflict cu Guvernul. Acum constat că are un conflict cu Parlamentul.
Procedura suspendării președintelui este o procedură constituțională, știți foarte bine, este prevăzută în textul Constituției și nu reprezintă un conflict între instituții. Dincolo de asta, este dreptul domnului Băsescu să încerce să tergiverseze, a încercat de altfel și astăzi toate procedurile, tot o să ajungem la referendum pe 29, pentru că asta este decizia Parlamentului și este o decizie constituțională. În ceea ce m-ați întrebat, am obligația ca prim-ministru să asigur ca toate manifestările publice să se desfășoare într-un cadru legal și fără niciun fel de violențe. Sper că am reușit, în mare măsură, vorbesc de Ministerul de Interne și de celelalte structuri, să facem acest lucru. Îmi doresc ca următoarele săptămâni până la referendum să vadă totuși niște forțe politice mai responsabile decât au fost în ultimele zile. Nu am vrut să vă spun pentru a nu fi considerat că vreau să influențez într-un fel votul Parlamentului, faptul că și familia mea a primit amenințări, copilul meu a fost amenințat, n-am considerat necesar să fac lucrul acesta public, dar acum îl fac public pentru că eu cred și fac un apel la cealaltă parte implicată în această bătălie politică să revină totuși la un mod normal de a duce bătălia politică. Răspund în felul acesta și întrebării dumneavoastră. Nu cred că mergem astăzi seară la nicio manifestație. De câte ori, așa cum am făcut-o și în campania de la locale, de câte ori vom participa la o manifestare publică, o vom face în mod legal și civilizat și mi-aș dori, după zilele extrem de neplăcute pentru familia mea din care au trecut, să cer și celorlalți să respecte aceste reguli minime într-o societate democratică. Eu am sesizat structurile statului fără a face public lucrul acesta și vreau să mulțumesc. Am primit protecția necesară, nu pentru mine, ci pentru familia mea. Nu vă auzim, iertați-mă. Vă rog să ne spuneți dacă dumneavoastră sunteți îngrijorat de evoluția cursului de schimb în ultimele zile. Bineînțeles că sunt îngrijorat și guvernul nu are instrumente directe pentru a influența cursul de schimb. Știți foarte bine acest lucru. În același timp, însă, am făcut un apel către cei implicați în bătălia politică să înțeleagă un lucru simplu. Cu cât declarațiile lor sunt mai irresponsabile, cu atât efectele economice vor fi mai dure. În momentul în care vii și spui non-stop lovituri de stat, încălcări, abolire democrației, după aia vii și dai vina pe ceilalți că piețele financiare reacționează așa, sunt persoane de la care n-aștept responsabilitate pentru că n-am de unde. Dar în același timp fac un apel la președintele suspendat, domnul Băsescu, la liderul partidului președintelui suspendat, să încerce totuși să ducă bătălia politică nu pe principiu să distrugem tot în această țară, dacă tot nu mai suntem noi în funcție. Cum ați observat, eu am spus în cursul intervenției mele de la dezbaterea din plen, a fost singura chestiune personală pe care mi-am îngăduit să o transmit domnului președinte Băsescu și am transmis-o chiar cu inimă bună. Am spus că se apropie momentul în care drumurile noastre se vor despărți, adică probabil după 29 iulie n-avem cum să mai fim amândoi în politică, pentru că, mă rog, dacă domnia sa este demis, înțeleg din declarații mai vechi că nu va mai continua activitatea politică, deși pe mine nu m-ar deranja într-o asemenea ipoteză. Am spus public de asemenea că dacă alegătorii decid ca Traian Băsescu să rămână președinte al României, eu mă retrag din viața politică și nu de supărare
sau la nervi, ci din motive pe care, dacă vom fi într-o asemenea ipoteză, le voi explica. La sfârșitul intervenției sale, domnul președinte a fluturat o foaie și am văzut din capul locului că e albă. Dânsul este foarte priceput la tot felul de foi pe care scrie câte ceva. Adevărat sau nu? Cred că este sugestiv faptul că foaia aceea era albă și cred că a înțeles și ceea ce eu i-am spus, și anume că există oameni care au cuvânt și care atunci când și-l dau public și-l țin. Nu e nevoie să scrie pe foi de hârtie. Cristian, ce crede realitatea TV? Domnule președinte interimar, conflictul președinte-premier de până acum despre reprezentarea României la Consiliul European, cum se va derula de aici? Dumneavoastră veți începe așa cum a hotărât Parlamentul când se pune problema de reprezentare, de probleme de apărare și de apărare externă și un premier de probleme economice și doi, veți fi un președinte angajat, un președinte, așa cum spuneam, trebuie să spun la începutul primului mandat, jucător, sau un președinte mai spectator, ca să spun așa. Și o ultimă întrebare, ce se va întâmpla cu situația dumneavoastră în Partidul Național Liberal? O veți da demisia, o veți suspenda din partid? Când o veți face și... Sper că nu puneți ipoteza excluderii. Domnul prim-ministru, vă rog frumos, este o dezvăluire foarte importantă ceea pe care ați făcut seara aceasta. Dacă puteți să ne spuneți mai multe detalii, cine v-a amenințat, în ce fel, pe dumneavoastră, familia dumneavoastră, vă mulțumesc. Domnule Citră, să repet faptul că nu sunt președinte ales al României, îndeplinesc temporar, în baza prevederilor constituționale, atribuții, prerogative ale președintelui României. Deci nu se pune problema să vă răspund altfel la întrebarea dacă voi fi jucător, spectator sau altfel, decât cu răspunsul simplu și clar, voi fi un președinte interimar. Situația mea în Partidul Național Liberal este de asemenea reglementată de statutul, fie și temporar interimar, al președintelui României, ceea ce înseamnă că în cursul dimineții de luni, probabil, pentru că atunci se pot reuni colegii mei peste weekend, în cadrul acestei reuniuni, voi merge și mă voi retrage temporar din Partidul Național Liberal pe durata acestui interimat pe care îl exercit la Cotroceni și vor intra în funcțiune prevederile statutare. Un vicepreședinte va fi desemnat să îndeplinească la rândul său în Partidul Național Liberal interimar atribuțiile președintelui. Și sigur, după referendum, în funcție de rezultatele lui, vom vedea. Așa, cu Bruxelles-ul, cred că nu avem niciun fel de neclarități aici. Pe de o parte, avem o declarație a Parlamentului României pe acest subiect, cât se poate de clară și cât se poate de aplicată, declarație pe care am votat-o eu însumi ca parlamentar, am susținut-o ca președinte de partid. Și fără niciun fel de îndoială, în spiritul și litera acestei declarații, văd lucrurile. Convingerea mea că, exceptând subiecte speciale legate de securitate și apărare, premierul României, oricine ar fi acela, nu știu chiar, domnul Băsescu, dacă ar fi fost premier, trebuie să meargă acolo, e întemeiată pe argumente pe care nu le schimb în funcție de persoane. Adică nu contează cine e președinte, cine este premier. Aici e vorba de înțelesul constituțional al acestor poziții în stat. Deci, niciun dubiu. Mai vreau să lămuresc încă o dată faptele referitoare la acest subiect. Curtea Constituțională a decis că președintele reprezintă România la Consiliul European poate da un mandat primului ministru. În ziua de joi 28, aflându-mă doar eu la Bruxelles pentru întâlnirea liderilor social-democrați, am solicitat președintele României, care era la București, ca România să nu rămână cu scaunul gol la Consiliul European și să-mi dea mandat să reprezint conform deciziei Curții Constituționale. Ceea ce președintele a refuzat în acel moment. Voi solicita președintelui interimar, dacă este cazul, să fie un Consiliu European până la momentul alegerilor, privind alegerea unui nou președinte, după aceea, mă sigur, voi solicita președintelui mandatul de reprezentare. În rest, bun, mai spun încă o dată, nu-mi place să vorbesc de lucruri private, nu era vorba de mine, evident, că am opiție SPP, ci era vorba de soția mea și de copilul meu, am solicitat sprijinul autorităților abilitate, l-am primit,
și nu consider că mă aflu în pericol. Consider, mesajul meu a fost în alt sens. Consider că violența de limbaj și violența exprimată de către cei care au dus până acum în Parlament, după aceea probabil că vor duce pentru referendum bătălia politică, generează inevitabil și violență reală. Și apelul meu a fost către domnul Băsescu, către domnul Blaga, către liderii PDL-ului să înțeleagă că violența extremă pe care au utilizat-o în limbaj în ultimele zile poate duce inevitabil și la altceva. Și sper să înțeleagă acest lucru. Să înțelegeți că nu voi folosi niciodată același tip de limbaj și că voi lua toate măsurile ca prim-ministru pentru ca până la referendum și evident după aceea, dar vorbim aici de această campanie electorală, toată campania se desfășoară legal și fără niciun fel de incident. Adrian Ivrozan de Maniceană, pentru domnul Ponta. Cu ce mesaj și cu ce argumente vă veți duce săptămâna viitoare la întâlnirea cu domnul Barroso, iar pentru domnul Antonescu, dacă pe parcursul interimatului dumneavoastră la președinție, interimat care, dacă referendumul are succes, se poate frângi și dincolo de 29 iulie. Deci dacă pe parcursul mandatului interimat intenționați să uzați de dreptul de a grația. Mulțumesc. Dacă vă referiți la grațierea lui Adrian Năstase, să ne le dăm după deget, că de-aia ne-am întâlnit, ca să vorbim simplu și direct. Sigur, inclusiv la Money Channel. Am dat un răspuns și ieri. Povestea cu iminenta grațierea lui Adrian Năstase, imediat cum ajunge Crin Antonescu președinte interimar, este o diversiune și dacă vedeți cine o colportează de câteva seri pe ecrane și în ce publicații apare, înțelegeți și unitatea de unde a fost emis, ca să zic așa, impulsul. Bun. Eu am spus următorul lucru. Că în această perioadă consider firesc să fac numai acele lucruri care trebuiesc neapărat făcute și pe care nu le poate face decât președintele. De exemplu, trebuie să vă spun că toți consilierii prezidențiali care există acum la Cotroceni, consilierii președintelui Traian Băsescu, nu vor fi destituiți pentru că, până la urmă, suntem cam în fața unei sentințe care are apel, dar nu e o sentință politic, vorbind definitiv. Cred că Traian Băsescu, președintele Traian Băsescu, își încetează de plin, complet, mandatul, dacă și îl încetează, atunci când poporul își spune cuvântul. Deocamdată suntem într-o procedură de suspendare. Ca atare, gesturi pentru care și prerogative pentru care un președinte trebuie să aibă și legitimitatea de plină politică pentru a-și asuma răspunderea, fără îndoială voi evita. Eu am vorbit și astăzi cu președintele Barroso, am vorbit cu președintele Parlamentului European, ne-am aflat până astăzi și sper să înceteze, noi ca țară, victime ale unei campanii irresponsabile și ticăloase de denigrare a noastră ca țară. Această campanie a fost dusă ori din, folosesc acești doi termeni, irresponsabilitate, ori din ceva chiar mai grav. Și președintele Barroso, și președintele Schulz, și tuturor celorlalți, de altfel săptămâna viitoare, ministrul Justiției, domnul Corlățean, va merge la Bruxelles să întâlnească cu doamna Reding. Tuturor le-am spus următorul lucru. Vă rog să trimiteți experți, vom veni și noi la Bruxelles. În primul rând să demontăm minciuna numărul 1 cu grave ingerințe în justiție. Nu a existat și nu va exista nicio ingerință în justiție. Nu există un judecător, un procuror, un proces din această țară în care cineva să fie intervenit, cu o singură excepție, notabilă. Domnul europarlamentar Laszlo Tökes, referitor la o sentință dată la o judecătorie Buzău, parcă nu, împotriva unui secretar de stat maghiar, a spus clar, justiția din România este a românilor împotriva maghiarilor, ceea ce e o grav, da, pe domnul Tökes ca și doamna Macovei fac parte din categoria irresponsabililor.
Asta a fost primul lucru pe care l-am spus. Justiție? Nimeni, nicio lege, nicio hotărâre de guvern, nicio decizie a Parlamentului, nimic care să afecteze justiția, dimpotrivă. Domnul Corlățean, la toate ședințele de guvern, a luat toate măsurile care să facă posibilă aplicarea obligațiilor noastre din mecanismul de cooperare și verificare. De asemenea, mă voi duce și voi da răspunsuri la toate acuzațiile pe care Partidul Democrat Liberal, prin Partidul Popular European din care fac parte, le-au adus României în ansamblu. Dacă există o singură ordonanță, o singură lege, care va fi considerată de către partenerii noștri europeni ca fiind neconformă cu standardele europene, sunt gata, consultându-mă cu președintele interimar, să luăm măsuri imediate de îndreptare. De aici și până la acuzații de genul că am vrut să arestăm judecătorii Curții Constituționale, cine nu o cunoaște pe doamna Macovei ar râde. Cine o cunoaște ar plânge. Obligația noastră este să le spunem unor oameni normali că, din păcate, au primit informații false, intenționat false, doar pentru a fi folosit într-o bătălie politică internă. Și voi merge la Bruxelles, voi răspunde la toate întrebările, voi merge la Berlin, voi merge la Paris, la toți partenerii noștri, pentru că aici e vorba de România. Și indiferent ce, repet, ce decide poporul român pe 29 iulie, de pe 30 trebuie să trăim în această țară și trebuie să ne facem datoria față de această țară. Nebunia și responsabilitatea declarațiilor și acuzațiilor în campanie electorală trebuie să aibă totuși o limită. Sunt grupul de la Digi24, dumneavoastră, în perioada în care veți fi președinte interimar, sunteți și în campanie electorală, este o întrebare, iar pentru domnul Ponta, dacă aveți de gând să faceți schimbări în cadrul SPP sau SPS? Nu pentru mine. O secundă. Nu pentru mine trebuie să puneți întrebarea. SPP și STS sunt în subordinea președintelui și cred că trebuie să vă răspundă. Ei, da, da. Poate aveți de gând să faceți schimbări și veniți la mine să le facem. Da. Eu încă o dată o spun. Condiția de președinte interimar trebuie respectată conform cu o interpretare rațională și exactă a spiritului Constituției. Pentru că așa, în, repet, în literă, președintele interimar poate să facă toate lucrurile pe care le îngăduie Constituția unui președinte, mai puțin, știți bine, să dizolve Parlamentul în condițiile prevăzute de lege și să se adreseze Parlamentului, știți prevederile constituționale la fel de bine ca și mine, cel puțin sub acest aspect. Însă, interpretarea mea, repet, este una reținută, este una care consideră că toate aceste prerogative pot fi folosite de un președinte care își poate asuma, are legitimitatea ca să-și asume responsabilitatea. De exemplu, grațiază pe cineva, trebuie să explice de ce își asumă responsabilitatea și o face. Nu grațiază pe cineva și după aceea, după 29 iulie, fuge de acolo. Nu profită de faptul că a trecut pe acolo prin palat, grațiază pe unii, face general pe alții, degradează pe alții, deci nu, ca să dau niște exemple aproape comice. Condiția de non-partizanat politic este îndeplinită formal și chiar în condiția de președinte interimar nu voi mai funcționa efectiv ca un membru al Partidului Național Liberal, ceea ce nu înseamnă însă că nu am o opțiune care este cunoscută și care evident va fi făcută publică legat strict de problema referendumului. Nu există în acest moment pentru cea de-a doua întrebare. Spiritul în care noi am discutat este unul care nu ține de persoane, ci ține de funcționarea instituțiilor. Nu am o listă cu cineva pe care, în interimat cel puțin, să îl alung din fruntea vreunei instituții. Am și pe perioada interimatului obligația, alături de alte instituții, să veghem, cum spune Constituția, la buna funcționare a lor, dar, repet, nimeni nu dorește să profite de perioada de interimat pentru a politiza vreuna din aceste instituții și SPP-ul, ați spus, și STS-ul sunt și ele niște servicii care pot fi încadrate în categoria de care discutam inițial. Mulțumesc foarte mult! Eu vreau doar îl las pe premier să vă ureze o seară bună! Că începând de astăzi sper să experimentez cum este să fii prim-ministru și să lucrez cu un președinte. Și sper că va fi spre binele țării.